Începe BU chiar acum. Zile extrem de importante, ziua ei și ziua românilor de pretutindeni, se bate în Parlamentul European. Despre ce este vorba, ne spune colega mea Sabina Iosub, așadar, în direct de la Bruxelles. Sabina, bună dimineața! Bună dimineața și bun găsit, vă spun de aici, din Bruxelles, de unde România se vede astăzi în straie populare, să spunem așa. IA, ziua ei este sărbată în avans în Parlamentul European și îi vom vedea chiar pe o parte dintre europarlamentari îmbrăcați în portul nostru național. Va fi o expoziție de I vechi, extrem de vechi, de patrimoniu. Va fi și un concert de nai. Toate sunt organizate, vă spuneam, în Parlamentul European, acolo unde sunt așteptați foarte mulți români, inclusiv din străinătate, din comunitățile din Madrid, de exemplu, sau din alte țări în care suntem extrem de numeroși. E un eveniment organizat de Viorica Dăncilă în colaborare cu Ministerul Românilor de Pretutindeni. Ministrul Andreea Păstârnac este și ea prezentă aici. Vor fi discursuri importante cu privire la felul în care se spune în România povestea ei, dar și la felul în care ea până la urmă ajunge să fie un simbol românesc, să fie mesagerul, să spunem, al românismului în străinătate. Așadar, de aici, de la Bruxelles, România se vede, putem spune, puțin mai puțin agitată, cum este de fapt în acest moment și cum ați transmis și voi până acum la Antena 3, Nadina. Mulțumesc foarte mult, Sabina!